numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ca să fiți fără prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu neîntinați, în mijlocul unui neam rău și stricat, întru care străluciți ca niște luminători în lume. Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 15. Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Director, Preacucernice Părinte Inspector, Preacucernici Părinți Profesori, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, onorate oficialități, dragi tineri și iubiți frați și surori. În această zi frumoasă de primăvară, când îl sărbătorim pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, are loc duhovnicește deschiderea acestui centru misionar pentru tineret de la Câmpenești. După ce această bisericuță frumoasă, ridicată prin osârdia părintelui Ștefan Cosmuța, neterminată încă, dar frumoasă, și după ce tot Sfinția sa ne-a pus la îndemână locul necesar pentru a ridica acest centru misionar pentru tineret, iată-ne astăzi aici, rugându-ne lui Dumnezeu, prin intermediul Sfântului Său Mucenic Ioan Valahul, celebrând cele necesare legate de întemeierea acestui centru misionar pentru tineret și, la urmă, și pentru punerea pietrei de temelie a edificiului ce se va ridica. Pentru că dacă vrem o Românie mai bună, nu o putem face decât cu oameni mai buni. Și ca mâine să avem oameni mai buni, trebuie să ne ocupăm serios de tinerii noștri de astăzi. Și se face prea puțin pentru tineri. În acest sens, la Câmpenești și nu numai, vom construi cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor darnici centre misionare în care să se poată organiza activități catehetice, educative și de destindere pentru tinerii noștri. Ne bucurăm și de faptul că în câteva zile părintele paroc de aici din Câmpenești, părintele Vele, a reușit să amenajeze interior această bisericuță pentru a se putea sluji în ea. Și revin la gândul de la început. Toate aceste manifestări au loc în ziua în care este sărbătorit Sfântul Ioan Valahul. El, pentru tineretul creștin, este un simbol. A trăit pe vremea domnitorului Mihnea Turcitul. În vremea aceea, în veacul al XVII-lea, multe necazuri au avut țările române cu turcii. Și pe la 1660, în fața unui puhoi turcesc, Mihnea n-a mai fost în stare să se apere și a trecut în Ardeal. Iar din țara românească, turcii au luat captivi 50.000 de oameni. Printre aceștia,
era și un adolescent credincios, frumos și cu minte, Ioan. Pe drumul înspre Constantinopol, turcul care îl luase ostatic, fiind un om pervers, a avut de gând să-l pângărească și Ioan Valahul n-a acceptat lucrul acesta. Din lupta dintre ei, turcul a murit. Rezultatul a fost că Ioan Valahul încătușat a fost dus la Țarigrad, la Constantinopol și dat femeii turcului drept zăloc pentru soțul său care a fost omorât. Nici femeia nu era o femeie de moravuri bune. I-a pus gând rău și n-a vrut Sfântul Ioan. Era un tânăr cu minte, credincios. Avea despre lume și viață o concepție așa cum ar trebui să o avem cu toții și mai ales tinerii noștri. Și neacceptând, l-a deferit justiției și justiția s-a pronunțat și a fost omorât prin spânzurătoare în ziua de 12 mai 1662. Acum Sfântul Ioan Valahul, pentru tinerii prezenți astăzi, dar nu numai pentru ei, pentru cei mulți care se vor educa în acest centru de tineret, am zis că este un exemplu minunat. Și de aceea mi-am și început cuvântul meu de învățătură cu ce spunea Sfântul Pavel. Li se adresează lor să fiți fără prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu, neîntinați în mijlocul unui neam rău și stricat, întru care străluciți ca niște luminători în lume. Noi băgăm bine de seamă că valorile acestea spirituale absolute, care pentru înaintașii noștri erau de nediscutat, astăzi sunt puse sub semnul întrebării. Și printre celelalte virtuți mari și de laudă și castitatea este discutabilă în rândurile tinerilor noștri de astăzi. De aceea am zis că Sfântul Ioan Valahul, care s-a împotrivit și perversiunilor și relațiilor normale până la căsătorie, este paradigmă pentru tinerii noștri de astăzi. Nu numai Sfântul Pavel se pronunță în acest sens, ci și Sfântul Petru. În epistola a doua, în capitolul 2, Sfântul Petru face pomenire de felul în care Dumnezeu, datorită lipsei de virtute, de puritate, de sfințenie, cetăților din vechime le-a aplicat o pedeapsă grozavă. Iată ce zice Sfântul Petru în a doua epistolă, în capitolul 2, versetele 6 și 7. Cetățile Sodomei și Gomorei le-au osândit la nimicire și le-a prefăcut în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor. De ce nu celor din lumea postmodernă? Iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiți, l-a izbăvit, pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ceea ce vedea și auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept din pricina faptelor lor nelegiuite. Și Sfântul Petru își continuă argumentele, ajungând la ceea ce ne este foarte evident nouă. În numele libertății absolute, să îngăduie păcate care nici nu le trecea prin minte celor de odinioară. Zice Sfântul Petru, încheind raționamentul pe care îl folosea pentru a le propovădui creștinilor.
ei le făgăduiesc libertate, fiind ei înșiși robii stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruiește, aceea te și stăpânește. Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunea lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăși se încurcă în acestea, ei sunt învinși. Li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele din tâi. Cu ei s-a împlinit adevărul din zicală, câinele se întoarce la vărsătura lui și porcul scăldat la noroiul mocirlei lui. Ni se par cuvinte tari, dar ele, pentru o lume care se socoate liberă și în virtutea alterității, libertății, pluralismului de tot felul, își permite păcate grele, Sfântul Petru ne învață, pentru că cele scrise de el sunt, zice Scriptura, pentru viitorii. Am plecat la demersul nostru de la Sfântul Ioan Valahul, care va fi ocrotitorul acestui centru misionar de tinere, pe care am dorit să-l vedem ridicat până la anul când se va sărbători hramul centrului misionar, care ați auzit, este Sfântul Ioan Valahul. Hramul acesta îl poartă și biserica, hram sărbătorit pentru prima dată astăzi. Dumnezeu să le ajute celor ce râvnesc pentru acest centru de tineret, respectiv sectorului misionar al eparhiei noastre, care sperăm noi că va fi sprijinit de mulți oameni buni, Dumnezeu să le ajute ca să poată, în timp util, ridica centru misionar de la Câmpenești. Hristos a înviat! Amen.